Cu ajutorul organizației Non-Profit Junior Achievement România, elevii claselor A8 a 8 de la școala gimnazială Dimitrie Cantemir din Baia Mare au fost implicați într-un program de prevenire a abandonului școlar, denumit Economia și Succesul. Elevii au beneficiat de caiete de lucru oferite gratuit în urma unui parteneriat inițiat la începutul anului școlar. A informat profesor Deliațiudic Dascălul de care a desfășurat activitățile cu elevii. Programul Economia și Succesul prezintă aspecte despre finanțele personale și opțiunile de educație și de carieră pe baza abilităților, intereselor și valorilor personale. Voluntarul Liliana Steiger, economist la sucursala unei bănci din Baia Mare, a vorbit despre importanța unei educații de calitate și a prezentat riscurile și efectele negative ale abandonului școlar. Pompierii băimăreni împreună cu militarii din cadrul gărzii de intervenție Fărcașa au fost solicitați să intervină ieri pentru căutarea unui bărbat în vârstă de 51 de ani care a dispărut în apele râului Someș. Căutările au fost întrerupte aseară, dar au fost reluate în această dimineață. Militarii îl caută pe bărbatul dispărut cu ajutorul a două bărci. Tot în această săptămână, pompierii sigheteni împreună cu un echipaj de scafandri militari suceveni au scos trupul unui băiat înecat în apele râului Iza, pe raza localității Bârsana. Inspectoratul pentru situații de urgență Maramureș trage un semnal de alarmă și solicită maramureșenilor care nu știu să înoate să evite apele adânci și repezi, iar părinților să-și supravegheze atent copiii. Cea de-a doua ediție a Festivalului de Povestiri Digitale organizat de Biblioteca Județeană Petre Dulfu din Baia Mare și-a desemnat câștigătorii. Au urcat pe podium de Corina Cosma, Maria Dărăban, Onorica Dorca, Iulia Negrea și Ana Maria Amarandei. Premiile au constat în cărți și reviste oferite de Biblioteca Județeană din Baia Mare. Festivalul și-a propus să celebreze povestitorii digitali din rândul cadrelor didactice, participanții la cursul Digitales organizat în perioada Ianuarie mai 2016. Din cele 44 de povestiri digitale realizate în acest an, au fost selectate pentru festival 32 de filme pe 5 categorii.